În spatele meu am Hades Mall, iar astăzi îl vom ascunde pe Mihăiță în Dita Mai Mall-ul. V-am prezentat serverul în episodul anterior, așa că astăzi facem un event aici cu oamenii de pe server și ne ascundem în Dita Mai Mall-ul și să vedem dacă cineva ne poate găsi, iar cine ne va găsi va primi un premiu în cash. Așa că haideți să înceapă eventul și să-i dăm drumul la treabă. La orice produs cumpărat de pe PC Garage folosiți cuponul YTSHORTY pentru o reducere micută ce mă ajută și pe mine și pe voi. Deci avem aici 7 cei mai buni căutători din orașul Hades. Ridicați mâinile dacă mă auziți. Urmați-mă că o să trebuiască să vă bag într-o cameră să... și să vă explic care treaba și să începem căutarea, da? Haideți, băi. Îi băgăm aici, pentru că eu dacă stau la intrare acolo o să mă vadă pe geam, pe unde mă ascund, știi? Așa că îi băgăm aici în camera asta. Iar zic cât vor sta aici, că să fie challenging și pentru mine. Aici, în asta mare. Deci, treaba stă în felul următor, m-au zis, da? Da. Mai e cineva care, așa. Eu o să am timp ca să fie challenging și pentru mine, să fie greu și pentru mine cum ar veni. Eu voi avea timp 30 de secunde să mă ascund. Iar după 30 de secunde, ușa aia se va deschide. Adică o să vă zică cineva când puteți să ieșiți. Și care mă găsește primul, ăla câștigă și facem câteva runde de-astea, da? Doar în mult te ascunzi sau în tot? A? Doar în mult. Fără oraș, doar mult și atât. Bun. Ok, deci am nevoie de mașină. Nu, doar pe jos. Încă o chestie, nu aveți voie să apăsați butonul home ca să vedeți ID-urile. Nu aveți voie să apăsați butonul home ca să vedeți ID-urile pe pereți, da? Da. Să fie clară chestia asta. Și dacă le-ai apăsat o milisecundă, noi avem loguri și ne uităm la ele în direct cum ar veni. Și oricine apasă butonul home din momentul ăsta, e descalificat. Adică fără să trișați, că oricum mall-ul nu este exagerat de mare, deci nu o să trebuiască să vă uitați pe un pereți să mă căutați. Adică nu e atât de greu eventul. Sunteți gata? Le zici tu ICM sau AFAL când se iasă? Da, eu stau aici pe ușă. Și 30 de secunde încep acum. Fuck! Fuck! Bine, am dat-o pe 30 secunde, e cam puțin timp, sincer să fiu. Să mă pot ascunde de ce? În mall-ul ăsta. Deci... Cât timp mai am? 18, 19, vai, 20, mam. 21. Mamă, nici nu m-am ascuns. Băi, ești că nu m-am ascuns încă. 30. Zile, liber, zile că poți să iasă. Vai, mamă. Coaie, nu m-am ascuns deloc. M-am băgat după niște scaune de-astea aici, sper să nu mă vadă. E ce mai filmezi? E pe difon. Fuck. Mam. I-aud pe lângă mine, de bun. A intrat cineva la mine aici. Fii atent că nu mă vede. Coaie, nu mă vede, ești nebun. Bă, nu m-a văzut, nu cred. Sper că filmează aici, mă. Ca să avem și un alt point of view, să nu fiu doar eu ascuns aici atât. Fii atent, sunt a doua persoană care intră în camera asta aici și nu m-a văzut, Coaie.
Băi, nu cred că m-am ascuns atât de bine, random, așa. Și nu sunt ascuns neapărat, sunt în spatele camerei. E trei persoane care intră și nu mă vede. Ba da, cred că m-a văzut ăsta. Nu m-a văzut. Băi, nu cred, și nu-mi vine să cred. Bro! Ia. Băi, deci eu nu pot să cred. Deci eu nu pot să cred. Deci m-am băgat într-o cameră de asta. Ia. M-a găsit, mă. M-a găsit, mă. Băi, patru persoane au intrat aici și nu m-au găsit, frate. Ești nebun? Jur. Mamă. Au trecut până lângă mine, nu m-au văzut. A? Eu am fost jos în parcare, da? Trebuie să mă uit. Pe nu în parcare, doar în mall, bro, n-am voie să ies. Nu știu, mă refer, credeam că și acolo se pune. Nu, doar în mall și atât, doar în incint aici. ID 18. Hai că ți-am notat ID-ul și după ce termin cu eventul îți dau premiu, da? Poftim? Ți-am notat ID-ul, stai că îți dau acum, nu mai contează, stai un pic. Ah, ok. Cât ți-ai dau, mă? Probabil că nu știu, decât s-a uitat așa, au aruncat un ochi. Ai primit? Da, am primit, mersi. Ăla-i. Hai înapoi. Tot acolo în camera. Da, tot acolo. Băi, deci nu cred, frate, au fost patru inși care au intrat acolo și nu m-au găsit. Hai cu runda a doua. Așa e, toată lumea aici? Da. Am fost găsit de băiatul ăsta cu palton. Deci eu am fost în cameră, am fost într-o magazin de ăsta de modă, de sus. Cu multe scaune, cu d-astea gen, și eram în stânga băgat după scaune. Pe păi au trecut 4 inși până lângă mine și nu m-ați văzut. Și eu trebuie pe acolo, dar nu. Și m-am băgat random acolo, că nu știam unde să mă ascund, că nu mai aveam timp la dispoziție. Gen, era mai ceață așa în camera aia? A? Nu, era lumină ca lume. E lumină, bro, nu m-am băgat la întuneric. Eu am văzut la întuneric, că se vede la lucruri și așa. Bă, ești talent, să mor eu. Hai, începem? Runda a doua? Da. Hai. Ești aici, Wafal? Să mor, da. Da. Sunteți pregătiți, da? Nu uitați, nu aveți voie să apăsați pe butonul home ca să vedeți ID-urile până pereți. Da. Să fie corect. Și 30 de secunde încep. Acum. Unde să mă ascund cu aia? Cât mai am? 10. Zici-mi de la 5 în 5, de 5 în 5 așa. 20. Douăzeci. 30. Vai. Nu m-am băgat bine deloc aici. Runda următoare știu unde să mă ascund. Și sper să, nu știu. Adică eu să fie foarte vizibil, dar na. Hai să vedem. M-am ascuns într-o bucătărie de-asta aici, la parter, dar nu e locul prea bun. Bă, 30 de secunde, e cam puțin să mă ascund, sincer să fiu. Opa! Bună ziua! Ce faci, dom'le, aici? Mâncare, dom'le? Da, n-am avut timp să mă ascund bine. Ce să-i faci, dom'le? Plata, dom'le, plata. Ai primit? Hai înapoi în cameră. Am voie să particip, nu? Da. Extraordinar. Înapoi în cameră. N-am avut timp ca lumea să mă ascund. Ba da. Lipsește cineva, nu? Din acum. Unde-i? Aude că vine, gata. Acum. Hai că începeam fără tine, bagă-te în camera acolo. Sunteți gata? Rapid, eu am crezut că e mesajul. Runda 3, sunteți gata? Da. Și 30 de secunde încep, acum! Vai!
Aici o să trișez un pic, băieți. Pentru că mă bag prin perete, să zic așa. Dar în același timp e extraordinar de vizibil. 15. Adică aici. Am trecut un pic să mă bag aici. Și mă bag fix în mijloc, adică e super ușor. 25. Și am pus doar slip aici. 30. 30, gata? Da, da, au plecat. Au plecat, ok. Și eu m-am băgat în acvariu, stați fiindu dacă mă găsește careva aici. Ia, 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 a trecut unul pe lângă mine. Dacă durează prea mult, o să mă ridic, o să stau pe crouch. Dar e cam greu să mă găsească, bro, aici, chiar dacă e în mijlocul mall-ului. Dar stau aici, un minut așa, măcar să văd, să mai treacă 2-3 inși și vedem dacă mă găsește careva. Dacă nu... Ia! Nu cred. Nu m-a văzut! Bro, ăla a trecut fix în fața mea! Ia uite-l pe ăsta de aici! E cam greu, mă, nu? Ha? Pe momentan mulți sunt la parter. Da? Majoritatea, da. Să mai stau un pic așa? Mai stai, mai stai un pic. Mai stau un pic. După aia dau sit pe piatra aia de acolo. Ia, 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 că mai... A, e tot ăla de să plimb așa. Ia, altul care a trecut pe lângă mine. E greu, mă, că ăștia nici măcar nu se uită peste tot. E se uită doar în cameră băgat, știi? Da. Stai să plece careva de lângă mine și după aia mă ridic de aici ca să nu se vadă din prima că mă mișc. Hai că am timp acum repede. Uite că am dat sit așa. Deci mai mișcă și capul, e mai vizibil aici. Poliția! Și că poliția, auzi pe ăla. Bro, în continuare e prea greu, ești nebun. M-a văzut că m-am mișcat, mă. M-ai văzut că m-am mișcat, că altfel nu mă vede aici. Dacă nu mă mișcam un pic ca să mă fac mai vizibil, nu mă vedea nimeni aici. Ai stat aici? Da, era în acvariu ăsta. Cum ai intrat acolo? Cu teleport, îți dai seama, cu un nou clip. Da, eram gen fix în mijlocul morii, de asta mă gândeam că e mai ușor de să mă vedeți direct pe acolo, știi? Păi, dar am trecut exact pe lângă tine. Știu! Hai înapoi la cameră. Da. Mi-ar fi plăcut să pot să mă, să dau sit puțin mai aproape de geam ca să fiu mai vizibil, dar nici să vadă ei, că de asta mi-era frică. Când mă reașez în acvariul ăla acolo, să nu fiu văzut imediat, știi? Mm. Așa. Intră în cameră, bro. Ha? Unde a fost, mă? În acvariu. Adică fix cum urci pe scări, fix acolo eram, dar nu mă vedea prea bine lumea. A intrat toată lumea? Care l-a găsit? Hai în cameră, hai în cameră. Care tot rămâne, mă, frate, afară? Bă! Ochelari? Eu sunt ăsta. A, tu ești. Eu l-am găsit, mă, A, never mind. Bravo. Da, el m-a găsit. Sunteți gata? Yes. Ce, eu râncă tot? Da. 30 de secunde, încep. Acum. De ce? Vai, mă. 15.
20. 25. 30. M-am scos în baie. Opa. A, mă, las-o, dracu, a venit omul direct la baie. În fiecare rând mă verifică băile primele. Sunt să verificăm. Ai primit, da? Ba, bine, am fost și foarte aproape de asta, mă, dar mă gândeam că nu verifică baia aia acolo. Aia, bă, bă, totu' mă? Da. Du-te, bă, dragi. M-am ascuns în baie, frate, fix în partea stângă aici. Se pune? Și nu mă aștepta să vină careva direct în baie acolo, gen. Fiecare rând am plecat, am luat-o încolo, am luat ambele băilor. Tot asta. M-am ascuns în baie, că am zis că, bă, poate nu verifică ăștia și baia asta din prima, direct, așa, știi? De fiecare dată am verificat baia asta, bag piciorul acum, nu. Eu n-am știut de unde să știu că o verificați. Sunteți gata de ultima rundă? Maaa. Sau poate mai băgăm una după aia. Sunteți gata? Da, da. 30 secunde, încep. Acum. V-ați uitat să nu dea careva cu home, nu? Da, da, da. Nice. Și n-au dat, mă gândesc. Nu, no, 10. Mamă. 15. Bă. Trece tipul prea repede, vorule. 25. Hai că 30. Nu e rău. Gata, sunt ascuns. Nu e rău, dar se putea mai bine. Tu ce mai ești aici? Ai filmat ceva până acum, pula? Da, ba da. Ah, nice. De la prima rând. Nice! Am ascuns într-un magazin de haine. L-am dat seama unde te schimbi. Hai, și cred că aud pe aici. Cineva deja. Ha? Cam greu aici. E cam greu la mine unde m-am băgat acum eu? De ce e, bă, greu? Și data trecută a fost cam prea ușor unde m-am băgat la baie. Adică a fost foarte ușor acolo. M-am găsit în 7 secunde jumate. Iar că vine unul. Nu, e mă greu, frate, că sunt câteva camere unde poți să te ascunzi. Dacă a verificat în partea stângă prima oară. Da, le ia toate la rând, o să te găsească. Da? Da, da. Bine? Iată. Hai, noroc. Bă, noroc. Mă dezbrăcam și eu eram în pula goală aici și a. Asta este. Cât are ăsta? 19. Ai primit banii? Ăsta a plecat fără să mai zică. Fără să mai aștepte premiul. Ai primit, bă, banii? Așa. Mai băgăm oriunde, gata. Bun. De data asta am fost ascuns într-o de-asta unde te schimb de îmbrăcăminte, într-un magazin de haine. Nu prea mai am idee unde să mă ascund în momentul ăsta, să vă zic cu mega sinceritate cum ar veni dacă e ca idee. Dar du-te în parcă la teren acolo. Nu, 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 că n-am voie, am zis că am voie doar în mall, adică n-am voie să ies. Îți dau eu o idee unde stai. Pe nu vreau, că nu vreau. Nu mai particip. Nu vreau, nu e ok. Mai mult timp să cauți. Ia-ți un minut. Nu. Hai că de data asta mi-au un minut, ok? Fiind ultima rundă, măcar poate găsesc ceva. Oricum, nu e atât de greu. Hai, timpul începe acum. Am un minut afară, da? Ok. Cred că tot la etaj să mă bag. Îi poate să intre pe aici pe mijloc?
Nu poți să ajungem acolo? 20. Hala. Am mai aud pașii până acolo, nu? 30. Mai fac o dată manevra asta. 40. Bag de cum intra la 20. Zile că gata, e gata. Ha? Să te băși cu apa. Intra la două pietre. Nu, no, că e bine și aici așa. Le-am dat drum. Mm-hmm. Mamă. Unul s-a dus la etaj, altul mă caută cu lanterna în mână. Doi inci la etaj, trei inci la etaj. Patru inci la etaj. S-au învățat. Unul s-a dus în baie direct. Sper să fiu vizibil aici, adică să vede dracului. Dacă se uită și ei. De data asta nu mă mai mișc, îmi bat picioare de mă mai mișc de aici. Că e asemănător cu rad, am fost mai devreme sus. Eu puteam să cobor și mai jos, este? Mai e unul de-asta mai jos, mă? Da, da. E și mai jos. Sunt două etaje jos. Eu nu știam. Ba, iau, te jos. Ce-am aflat acum? Să mă duc? Păi putea. Da, dar aici nu prea încă. Adică nu ai încăpere, numai acolo așa. Nu, mai las că stau aici și... Aia este. De eu n-am știut că este și mai jos în mall. Cip cirip! Nu știu dacă mă auzi careva. Cip cirip! Ia. Nu m-a găsit. Îl se uită doar pe margini după scaune. M-a văzut? Cred că. Mamă, sunt doi inși care stai aici. Cip cirip! Se întoarce ăla? Nu. Ion! S-a dus jos, s-a trecut până... Mamă, deci toți au trecut până lângă mine, ești de bun? Nu m-a găsit, fii atent. Nu m-a găsit coaie. Dar eu sunt vizibil, adică să mă vede. Dacă se uită aici înăuntru, dacă e... M-a văzut, gata, cred. Nu m-a văzut! Bă, voi mă vedeți, mă, aici? Bă, te vezi doar dacă stai aproape de sticlă. Dar da? Dacă stai pe la scară, pe acolo nu te vezi așa bine. Da, eu de la scară nu te văd. În o clip. Gen, îți dispare așa caracterul. Fuck. O să te duci jos rapid, că nu-i nimeni. Nu, rămân aici. Vezi că vine. M-a băgat puțin mai aproape de geam. Te-a găsit. Nu m-a găsit. No. Nu m-a găsit cu aia! Cip ciripulos! Ce-o? Mamă, cum am legat ăla! Iaaaal! Băi, nene! Ăsta să și grăbesc, mă! Mă auziți, băi?
făcut de cineva! Nu cred că te auzi. Nu? Nu cred. Mă aude cineva! N-am cum să nu mă aud. Ia, zi ceva acum. Ceva! Da, nu te auzi. Nu? De afară nu te auzi. A, pentru că e peretele, mă. Da. Cum ar veni? Că nu poți să vorbești prin pereți. Dar sunt la geam, dracu, sunt lipit de geam și mi se mișcă și capul. Să stau în picioare? Poate dacă te pui cu fața la geam, că te-și cu spatele la geam. Tăi așa, că te căștea pe lângă mine. Acum. Hai că acum chiar te vezi, de la, din hol te vezi. Da? Da. Chip, chirip, chip, chirip! Yeah. N-ai mă cum. Să le dau indiciu? Da, da. Merge. Le-am dat indiciu că nu pot respira atâta. Mai mult nici că nu le dau. Văzut. Nu cred că m-a văzut. De la spate. Nu m-a văzut. Se întoarce ea. Bro, nu m-a văzut, ești nebun? Ia. Gata, mă. Aha. Mă puteam să ajung să moară copiii. Doamne, deci am fost tare tare nici acolo unde aici ești. Bă, eu nu pot să cred așa ceva. M-au zis, mă? Nu cred. Nu cred. Nu pot. Mă refuz. Ai stat vis? A? Ai stat să putem să te vedem sau ai stat alea? Am stat numai în acvariul ăsta, dar m-am mișcat, am venit mai aproape de geam, mai aproape. Dar toată lumea a trecut până lângă mine. Deci care m-a găsit? Eu. Tu? Ok. Da, bă, da. Ai primit gata? Nu cred, ceva. Deci eu nici n-am știut că pot scobori aici, bro, jos. Eu n-am știut că există și subsol cum ar veni, că mă duceam să mă ascund și pe acolo dacă era. E o cameră, gen, e o cameră la subsol, la mă, dracu, încolo. Și mai e o da, cameră pe unde. Da. Oricum, cam atât a fost cu eventul, vă mulțumesc mult de tot pentru participare și o să mai facem. Avem bani mult de tot acum. Pupi, iubii! Da, mă, fraților, vă mulțumesc mult de tot pentru atenția acordată. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut eventul. Și o să revenim și cu roleplay-ul pe care știu că îl cere toată lumea, și anume roleplay-ul cu continuarea. Atunci când m-am întâlnit și trebuie să vorbim cu Nagior să-i explic care a fost combinația, care e șmecheria, care e astea. Uite, bă, câte locuri aveam de ascuns, mânci de bun. Putea să intru și pe aici. Și pe aici, vai de capul meu. Bine, n-aveam voie să ies în parcare, dar putea să mă bag pe aici, bă, după cutiile astea. Da, cam asta ar fost. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați să lăsați și voi un like, fraților. Mi-ar fi de foarte mare ajutor dacă ați apăsat butonul de like. Iar noi ne revedem data viitoare